el mai mult l-a deranjat că doamna Vera a început să comenteze despre tot, a început să dea explicații de tot și de asta pe ăla asta cel mai mult l-a supărat. Și zic că încearcă să fii mai indiferent, nu mai bagă tot la suflet. Și doamna Vera a început să-i supere cât ce am comentat și eram afară și mi-a spus că tu trebuia să taci. Oh. Dar tu ai comentat în timpul live-ului sau când? Da, când eram în live. Și ce ai zis? Nu am comentat cum ar fi, nu m-a întrebat doamna Simona Romina, dar tu ce părere ai despre tu? Și data trecută ai auzit și acum auzi, tu ce părere ai? Și ce ai zis? Și ai spus că eu nu fac concluzii despre nimic absolut. Eu mai bine nu fac concluzii când văd cu ochii mei, când dau eu cu capul. Și văd că, când văd că nu fac concluzii din auzite sau citite. Strict din ceea ce văd eu și atât, dovezile care le văd eu singur. Și mi-a spus că ok, foarte bine ceea ce cumpăresc și cum zici. Păi și de ce ți-a zis doamna Vera că trebuia să taci? Cum ar fi că nu trebuie să comentezi asta? Ah. Zic că trebuie să taci. O, oameni buni mie, nimeni nu mi-a închide gura. Mi-a fost foarte obișnuitor când eram afară și mi-a spus, tu trebuia să taci. Dar ți-ai zis un ton mai nașpa sau de ce? Că, cum ar fi că eu am mai comentat că eu lui Ionuț i-am spus în stări că cu mine va fi complet altceva. Adică dacă ești cu mine, asta înseamnă că ești sine stătător, ești singur, știi? Și ea că nu, că tu intervine în relația cu mamă-fiu. Cine a spus că eu intervin în relația mamă-fiu? Și eu cum ar fi, intervin în relația lor, că eu pe și doi să-i dispar sau ceva de genul ăsta, așa a interpretat. În viața mea n-am interpretat și n-am intrat în așa relații. Și nu, asta e prostie, că cineva se intervine în relația mamă-fiu. Și asta îmi spus de la început. Niciodată, nicio ființă trebuie să intervină. Eu n-am auzit, că n-am fost dincolo. Da, eu știu. Dar v-am văzut pe voi, pe tine și pe Ionuț, un pic așa mai, știi? Da, te-am întrebat. Și nu-mi plac, nu... Dar acum e ok, da? Oricum, e supărat și iarăși mi spune că s-a săturat, că mai bine nu rămânea, chestii de genul. Și eu mă simt aiurea că de ce am insistat să rămână. Bine, nu vreau să comentez nimic, o să vedem ce o să fie pe parcurs. Da. După afară a ridicat vocea la mine. Cine? Ionuț, fără niciun... Că... Da, na, eu stai, da, de ce? Ar fi că când mi-a spus să nu trag atenție la toate prostiile alea. Că nu-i face bine și nu vreau să-l văd supărat. De la asta ți-a ridicat tonul? De la asta a ridicat tonul la mine. Zicând ce? Nu mi-aduc aminte frața, adică cuvântul care el a ridicat vocea. De ce ridici tonul la mine? Păi dacă nu înțelegi, nu, că eu sturc, nu înțeleg. El brusc s-a schimbat foarte tare de la mesajele alea. Foarte tare s-a schimbat, brusc la comportament. Te afectează astea, îți dai seama că te afectează. Adevărate, neadevărate, cum or fi, tot te afectează. Da. Indiferent. Da. Și îl înțeleg, dar nu-mi place așa atitudine. Ce-am zis eu, ce ți-am făcut? Ce am făcut eu să merit așa atitudine, să ridici vocea la mine? Eu mă gândeam că poate ai comentat în timpul live-ului gen altceva, să fii deranjat, știi? Nu, dacă ai zis ce mi-ai zis acum, nu mi se pare. Mie personal, acum în fiecare interpretează. Cu mine a fost de acolo și doamna Simona. Și păi, când eram afară, doamna Vera tot spunea că înseamnă că eu îi spuneam lui Ionuț, înseamnă că eu nu te știu și tu nu mă știi? Și când ne vedem, ne salutăm. Dacă totuși eu intervin și îți stric ție, nu spus, îți stric ție... Poftim, pe bune? Da, îți stric ție starea sau ceva de genul ăsta, că și dacă totuși eu sunt într-atât de rea și nu știu ce, și de nimeni, Doamne iartă-mă, nimeni nu zice că cineva e rău sau ceva de genul. Pur și simplu, nu știu. Doamne, mă... Nu înțeleg de la ce brusc, așa de tare, dar brusc s-au schimbat toate. doamna Vera a devenit mai, nu știu, mai rece, mai rea. Și n-am înțeles la ce. Ieri toată ziua, toată seara așa era așa. Acum dimineața am întrebat-o, sunteți ok? Sunteți bine? Da, da, bine. Mulțumesc. Știi, așa, cu așa un, nu știu, cu așa o aroganță mi-mi răspundea. N-am înțeles de ce. După... Nu le lua nici tu așa personal, că omul când e nervos mai zice. Da. Că sunt, au fost unele lucruri care nu... Mai stai să mai treacă, știi, câteva zile să se destensioneze treaba asta. Da, și bine, nu să se uite subiectul neapărat, că nu să se uite, mai ales ei, nu să uite mesajele alea și așa, măcar să se mai piardă, știi? Nu știu de ce am impresia, dar cred că doamna Victoria o să întoarcă împotriva Rominei. De ce? Nu știu. Și că s-a schimbat la comportament, că e ignorant sau cum a zis. Că e... Oricum, e rece, mai rece. Da. Dumneavoastră a fost sceptică de la început. Ea n-a spus așa, nu îi convenea oricum de relația lui Ionuț cu Romina. Da, ea a spus într-un material că o să vrea să discute mai multe acasă cu Ionuț când era... Da, avea dreptate doamna Victoria să reacționeze așa la ce a spus Ionuț? Nu. Nu. Că lângă mine va fi Ionuț un bărbat independent? N-a spus nimic rău până la urmă. Sau a exagerat doamna... A exagerat doamna Victoria și a interpretat ea lucrurile cum a vrut ea. Ia zice doamna Ioană. S-ar putea să fi găsit fata care chiar știe ce vrea și doamnei Victoria nu-i convine. Pierde puiul. Romina e foarte hotărâtă în ce zice, în ce face. Și spunând acele vorbe că ea vrea să aibă un bărbat liber și cred că a deranjat foarte mult. Plus, atmosfera care este după acele mesaje. De ce să deranjeze? Până la urmă, un bărbat trebuie să fie independent. Da, dar nu orice bărbat. Ionuț este băiatul ei care l-a crescut din greu și cu greutate. L-a crescut pentru doamna Victoria. Da, și... Eu vă contrazic, eu nu cred că nicio mamă nu ar trebui să-și crească copiii pentru ea. Da, aveți perfectă dreptate. Eu cred că fiecare om... Știți, copiii vin pe lume, noi îi aducem pe lume din dragoste, dar asta nu înseamnă că avem drept de viață și de moarte asupra lor. Noi avem doar dreptul sau cumva privilegiul de a asista la o viață de lângă noi. Noi suntem niște unelte, dacă vreți, în viețile copiilor noștri. Normal, am 3 băieți. Trebuie să le fim echilibru, să le purtăm de grijă și cam atât. Asta este menirea noastră. E foarte greu, pentru că și eu sunt mamă și știu că îmi vine să le iau așa și să le bag ca o cloșcă sub mine și să le protejez, dar în același timp încerc să le învăț să fie independente, învăț să le las să... Să-și trăiască viața. Să-și trăiască viața. Ați tras cu coada ochiului la monitor. Ce ați văzut acolo? Da. Dacă e acum, Romina e foarte afectată de discuție, mai ales că doamna Victoria n-a fost... nu și-a prea ales vorbele, cuvintele și... Păi nici nu au venit să discute una cu cealaltă. Doamna Ioana, eu aș vrea să vă întreb un lucru, fair, deschis, și aș vrea să-mi răspundeți cu da sau nu. Credeți că doamna Victoria o să-i despartă? Da. Sigur. Subscriu. Acum depinde de tăria lui Ionuț. Apreciez sinceritatea dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât... Nu sunt și alte mame prezente și știți foarte bine că ceea ce discutăm rămâne aici. Și credeți că, dacă... că nu am vorbit niciodată și am păstrat. Și credeți că dacă doamna Victoria o să vrea să îl despartă pe Ionuț de Romina, credeți că Ionuț o să se lase influențat de treaba asta, având în vedere că chiar o place pe Romina destul de mult? Da, faptul că exact asta și spuneam, nu știu... Cât de tare este Ionuț ca să suporte... Odată ce nu s-a debarasat de mama lui, da? Cât de asumat este el ca bărbat să ia deciziile. Nu le ia. El vrea să împartă oricum și capra și el vaza. Vrea să împace și pe mama și pe fată. va fi la fel situația de o place, și teoretic ar trebui să poată să împartă dragostea în felul ăsta, pentru că fiecare dintre noi suntem capabili să iubim în mai multe moduri. Da. Dragostea de părinte este o anumită dragoste, dragostea pentru partenerul de viață este un alt tip de dragoste, dragostea pentru prieteni, etc, etc, etc. Și teoretic, el ar trebui să știe cum să gestioneze situația de așa manieră încât să le arate amândurora că are sentimente pentru ele și fără să le deranjeze. Dar asta înseamnă nici în situația să te pui stâlp și să fii stâlp în adevăratul sens al cuvântului. Că de fapt asta e bărbatul. Stâlpul casei. Am mai observat eu, Gabriela. În primul rând, Romina la un moment dat începuse să-i spună doamnei Victoria mami. Cred că ați reținut cu toții, da? Faptul că a intervenit povestea cu taci, adineauri când vorbea cu Cosmina, îi spunea doamna Victoria, uite ce a zis, mai gata, s-a dus cu mami, s-a dus cu povestea asta. Nu, mami îi spunea de față, dar când vorbea cu noi în grup, cu cine vorbea, îi spunea doamna Victoria. Mă rog. Dar nu este așa, dar nu mi se pare frumos gestul, că spui... Da, și aici, în cazul ăsta, dacă ei vor fi amândoi liberi, independenți, eu cred că și doamna Victoria are o parte, nu neapărat de vină, ar trebui să îl lase pe Ionuț să se ducă cu totul relația aia, să nu, că e și genul ăla de mamă care să-l tot timpul, să fie acolo, să, poate că și dumneavoastră. Dragilor, s-a discutat foarte mult și s-a spus că atât doamna Victoria cât și Ionuț sunt în Casa Mireasa pentru Marele Premiu. Oare nu intră în contradicție aceste două chestiuni în momentul ăsta? Intră și nu prea. De ce? Sau orgoliul mamei este mai presus de Marele Premiu? Orgoliul, mai bine. Ce comportament va avea doamna Victoria, va avea și Ionuț. El se mulează după doamna Victoria. Exact. Pentru că dacă a intrat și prietenul lui bun al lui Ionuț și a confirmat că în viața lui Ionuț, doamna Victoria are un cuvânt foarte mare de spus. Deci, mie mi-ar plăcea ca și fetele mele, în viața fetelor mele, să am un cuvânt mare de spus. Dar niciodată nu o să am ultimul cuvânt. Nu o să-mi doresc lucrul ăsta, sau cel puțin lupt la momentul ăsta cu mine, ca în felul ăsta să ajung să trăiesc. Nu vreau să am ultimul cuvânt, vreau ca ele să-și ia propriile decizii și așa mi se pare corect. Dar doamna Victoria i-a spus lui Ionuț, te duci unde vrei cu ea, dar nu vii la mine. Cu asta nu vii la mine. Șantaj emoțional. Cam asta, te duci unde vrei în lume, cu asta nu vii la mine. Așa i-a spus doamna Victoria? Adică se repetă ce a zis doamna Daniela pentru Alin cu Adelina? E cam aceeași poveste. Eu mi-aduc aminte la un moment dat că a fost o situație, nu știu dacă vă aduceți aminte, e așa, undeva departe, la momentul când el încerca să aibă o relație cu Costinela. Și începuseră deja să degenereze discuțiile între doamna Victoria și Costinela. Și în Casa Băieților, Ionuț a avut o discuție cu băieții și le spunea că, într-un fel, cuvântul mamei va fi foarte important. Ce spune mami, aia fac. Și că dacă nu se va înțelege cu mama lui, atunci el va face un pas înapoi. Și cred că era momentul după ce s-a întors de la mare. Da, și chiar a făcut pasul înapoi. Da. Deci e... la comportament tot. A făcut pasul înapoi pentru că ea, când a trecut, după ce au venit de la mare, a trecut pe lângă doamna Victoria, n-a întrebat-o nici de machiaj, de nimic, pa, la revedere. Deci fata asta care e preocupată acolo. Nu, doamna Paula. Fata a venit, era foarte târziu, trebuia să-și facă și ea un duș, a zis bună ziua, a venit la doamna Victoria, bună ce faceți, s-a dus la duș. Asta a fost toată povestea. Da, dar doamna Victoria s-a plâns aici că a fost revoltată, aici a mers la doamna Daniela și a povestit, a spus câte ceva așa. Nu, chiar la doamna Mari, dacă nu mă înșel. La doamna Daniela. Da? Da, la doamna Mari, care doamna Mari e foarte imparțială și... de tot. Da, și nu comentează și nu... Dar asta a fost povestea. Am fost acolo și am văzut.